Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu să urmărim pentru început principalele subiecte ale ediției. Deputatul Florian Nicolae susține majorarea salariilor cadrelor didactice. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Democrației. Parlamentarii vor să interzică tatuajele și piercingurile în rândul elevilor. Direcția de Asistență Socială Giurgiu a deschis o castierie nouă. Jucătorii de la Astra își așteaptă salariile restante. Legea salarizării este una dintre prioritățile anunțate pentru această sesiune parlamentară, o lege prin care se așteaptă ca și cadrele didactice să beneficieze de majorări de salarii. Potrivit Ministerului Muncii, legea ar urma să fie elaborată până la data de 1 octombrie. Chiar înainte de începerea anului școlar, deputatul de Giurgiu, Florian Nicolae, s-a referit într-o conferință de presă și la necesitatea adoptării legii salarizării. Florian Nicolae este de părere că salariile cadrelor didactice trebuie majorate, astfel încât veniturile acestora să fie pe măsura muncii depuse. În același timp, deputatul giurgiuvean a făcut referire și la îmbunătățirea condițiilor din unitățile de învățământ. Sunt convins că profesorii giurgiuveni și nu numai profesorii giurgiuveni merită mult mai mult. Așteptăm și noi și să analizăm legea salarizării bugetare, în care profesorii și cadrele medicale să fie răsplătite pentru eforturile pe care le fac. Sunt convins că profesorii din municipiul Giurgiu nu doresc politizarea funcțiilor de conducere din cadrul școlilor și liceelor din municipiul Giurgiu și astfel autoritatea locală, și mă refer la primăria municipiului Giurgiu, să nu poată să accelereze în a nu permite primirea prin donație de mobilier școlar în școlile și liceele din municipiul Giurgiu. Sunt convins că autoritatea locală a identificat resurse financiare pentru achiziționarea de mobilier școlar. Nu știu de ce l-au făcut în anul ăsta, care este an preelectoral, dar bine că l-au făcut. Însă nu înțeleg de ce nu s-au aplicat cu mai multă atenție asupra donării de mobilier școlar de către fundații umanitare și unități școlare de profil din alte țări din Uniunea Europeană. În ceea ce privește pregătirea elevilor, astfel încât rezultatele de la examenele viitoare să fie mult superioare față de ceea ce s-a întâmplat până acum, deputatul Florian Nicolae consideră că este nevoie de ore de pregătire suplimentară. El a arătat că trebuie găsite soluții pentru recompensarea profesorilor în vederea efectuării de către aceștia de ore de pregătire suplimentară cu elevii care au de susținut examene anul viitor. Anual, la 15 septembrie, este marcată Ziua Internațională a Democrației, cu scopul sporirii interesului lumii pentru această formă de guvernământ. Ideea a fost lansată în Qatar în 1997, iar 8 state, printre care și România, au îmbrățișat-o. Astăzi, la a noua ediție a evenimentului, ne-am dorit să aflăm ce cred giurgiuvenii despre democrația din România. La nivel de Organizația Națiunilor Unite se stabilea din 2007 data de 15 septembrie ca fiind Ziua Internațională a Democrației. De atunci, la nivelul globului, au loc tot felul de acțiuni care marchează acest eveniment. De la giurgiuveni am încercat să aflăm câteva opinii legate de modul în care este văzută democrația din România. Concitadinii noștri par să fie de acord cu faptul că pe direcția democrației în țară s-au făcut pași importanți din 1989 până în prezent, dar asta nu înseamnă că lucrurile nu sunt perfectibile. Ce părere aveți, trăim într-o țară democrată? Este plecată spre democrație, dar nu e încă cum trebuie la noi, cum ar fi în alte țări din Uniunea Europeană, cum e în Germania, care fuge toți africanii unde vrea, în Germania, sau chiar în Italia sau Spania, nu e de talia noastră, e mai bine, la ei democrația mai bună. Sperăm mai bine, dacă poate, o vrea Dumnezeu, să fie mai bine, ca să putem duce țara asta mai departe așa cum trebuie. Printre giurgiuveni am găsit cetățeni care găsesc de cuvință că democrația este încă fragilă și lucrurile evoluează greu atâta timp cât printre conducători există și membri ai unui regim trecut. În România încă va mai predomina capii comuniștii încă 20 de ani de acum încolo.
Asta e părerea mea. În ceea ce privește conducerea României, o altă parte a giurgiuvenilor apreciază că țara noastră este condusă democratic. Considerați că ai noștri conducători totuși conduc democratic țara? Da. Eu zic că da. În concluzie, istoria demonstrează că democrația rămâne forma de guvernământ cea mai potrivită la ora actuală, atâta timp cât la cârmă există lideri autentici. În ședințele Consiliului Județean, nu tot ce se află pe ordinea de zi este în regulă. De exemplu, ieri, în ședința extraordinară, un proiect a fost retras, iar altul respins de consilieri pentru că la anumite paragrafe nu prea se respecta legea. Ambele proiecte vizau atribuirea unor trasee pentru efectuarea transportului public de persoane. Din 21 de puncte aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean, un proiect a fost retras, iar altul respins din motive de ilegalitate. De pildă, la proiectul care viza atribuirea unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane și eliberarea licenței pentru societatea MC Impex SRL, s-a strecurat o ilegalitate observată la timp de unul dintre consilieri. Proiectul a fost așadar retras. Am constatat că este o încălcare a legii din punct de vedere a întrunirii condițiilor pentru acordarea licenței de traseu. În sensul că societatea respectivă nu deține nici în proprietate, nici în leasing autoturism, autovehicul care vrea să efectueze traseul. Deci, nu îi se poate acorda. Îl are sub chirie. Un alt proiect asemănător, dar care se referea la actualizarea programului județean de transport persoane prin curse regulate în perioada 2014-2019, nu avea o fundamentare și nici nu cuprindea anumite modificări față de traseul inițial. Nu are o fundamentare proiectul în sensul că la mașini de rezervă nu există. Se modifică graficul de circulație, stații suplimentare introduse, nu avem traseul vechi ca să comparăm cu traseul nou. Nu avem un studiu de impact ce necesar de autovehicul avem acolo. Cele două proiecte, unul retras și unul respins, vor fi reintroduse probabil pe ordinea de zi a altor ședințe, însă nu înainte de a întruni condițiile legale și, bineînțeles, fără scăpări, observabile sau nu. Parlamentarii le-au pus gând rău elevilor care își etalează tatuajele și piercingurile la școală. Tinerii vor trebui să și le acopere sau să le scoată, altfel riscă să aibă nota scăzută la purtare sau să fie exmatriculați. Aleșii urmează să depună în Parlament un proiect de lege în acest sens. Elevii nonconformiști riscă să aibă necazuri din cauza tatuajelor și piercingurilor. Mai mulți parlamentari vor să le interzică tinerilor să le mai expună în timpul cursurilor și lucrează la un proiect de lege în acest sens. Potrivit proiectului, elevii vor fi nevoiți să își acopere tatuajele sau cerceii la școală sau să renunțe definitiv la ele. Liceenii giurgiuveni amatori de desene pe corp și cercei la nivelul feței sunt mulțumiți de aspectul lor și nu înțeleg în ce fel s-ar schimba lucrurile dacă ar renunța la ele. Mi se pare ceva normal, dar reprezintă pe sora mea aici și aici mama mea și nu mi se pare așa ceva anormal. Deci tu vrei să mergi în continuare cu tatuajul descoperit la da, școală? Da, nu e problemă. Cum crezi mine? Că te privesc ceilalți când văd tatuajele tale? Le plac la copii, mă întreabă unde am făcut, vor să facă și ei. Sunt un gen să fii, nu știu, mai popular, mai... Cam așa ceva. Una la mână de făcut e acoperit. Da. Nu e într-un loc vizibil. Și ți se pare în regulă, deci piercing? Da! De piercinguri ce zici? Nu am nimic împotrivă cu ele. Cum crezi că te văd ceilalți când văd că ai tatuaj? Nu mă interesează cum mă văd. Nu sunt de acord cu așa ceva. Pot să-mi văd și tatuată și cu piercinguri și cu orice. Nu mi se pare normal. Ceilalți colegi, ce cred despre tatuajele și piercingurile tale? Le admiră. Le spun că sunt frumoase, că ar vor și ei, dar nu le lasă părți. Deci ți se pare că nu ar afecta procesul de învățare? Nu, niciun caz. O prostie. De ce să le scoatem? Dacă le ținem, ce s-ar întâmpla? Nu ți se pare că te afectează la... Nu. Absolut deloc. Inițiatorii proiectului consideră tatuajele și piercingurile o problemă de moralitate. Elevii care nu vor respecta regulile se vor alege nu doar cu nota scăzută la purtare, ci și cu o amendă de până la 1000 de lei. Mai mult, se poate ajunge până la exmatriculare. Legea urmează să fie depusă în Parlament zilele următoare.
Guvernul a aprobat în luna august ajutoare financiare de urgență în valoare de peste 900.000 de lei pentru persoanele aflate în dificultate. Conform legislației în vigoare, de acest ajutor beneficiază persoanele aflate în situații de necesitate din cauza incendiilor, calamităților naturale, precum și cele cu situații deosebite de sănătate. În județul Giurgiu au fost înregistrate 17 solicitări, toate fiind aprobate prin hotărâre de guvern. 223 de familii și persoane singure care se confruntă cu situații deosebite din cauza stării de sănătate sau altor cauze care pot duce la excluziune socială beneficiază de ajutor de urgență acordat de la bugetul de stat. Guvernul a aprobat în luna august alocarea sumei de 915.300 de lei pentru sprijinirea acestor familii. 17 dintre cele 223 de familii provin din județul Giurgiu. Pentru giurgiuvenii aflați în dificultate, suma alocată de la bugetul de stat este de 28.000 de lei. Conform legislației în vigoare, Ministerul prin Agenția de Plăți și Inspecție Socială alocă de la bugetul de stat ajutoare de urgență pentru diferite probleme. Persoane care au avut probleme de sănătate și justifică aceasta cu documente sau persoane care au avut diverse probleme cu locuințele în care locuiesc. Avem 17 cazuri de la începutul anului până acum. S-a alocat 280 de milioane 28 de mii de lei, sume cuprinse între 300 de lei și 7 mii de lei, funcție de ancheta socială și de nevoile fiecăruia. Persoanele care se află într-o situație deosebită trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care justifică problema prezentată. În urma depunerii actelor la sediul Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială, va fi efectuată o anchetă socială. Aceasta va fi semnată de beneficiar avizată de către primarul localității de domiciliu și de prefectul județului, apoi va fi transmisă Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în vederea elaborării hotărârii de guvern. Direcția de Asistență Socială Giurgiu a deschis azi 3 puncte de lucru în municipiul Giurgiu în cadrul cantinei de ajutor social. Astfel, giurgiuvenii nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la Giurgiu Nord ori de câte ori au nevoie să depună sau să ridice documente. De când Direcția de Asistență Socială Giurgiu funcționează în sediul de la Giurgiu Nord, foarte mulți giurgiuveni s-au plâns de faptul că trebuie să parcurgă un drum lung din oraș până la instituție pentru a depune sau a ridica anumite documente. Pentru a rezolva această problemă, trei dintre cele mai solicitate birouri ale direcției au fost mutate în oraș, în cadrul cantinei de ajutor social. Vorbim despre biroul de ajutor social pe legea 416, biroul de asistenți personali pe legea 448 și biroul pentru alocații, evidență și cereri cantină. Activitatea se desfășoară în incinta cantinei de ajutor social. Vom respecta programul de lucru al cantinei și anume între ora 7 și 15 așteptăm toți beneficiarii cu problemele care le au să depună documentele în vederea rezolvării dosarelor, fiecare funcție de ce probleme are. Care este cel mai solicitat birou? Toate trei sunt foarte solicitate. Foarte solicitate și biroul de ajutor social și evidență cereri cantină și alocații de stat, ca să nu mai vorbim de asistenți personal care pe zi ce trece apar noi cereri care trebuie rezolvate prin anchete sociale. Cele trei birouri ale DAS mutate în clădirea cantinei sunt cele mai solicitate de către beneficiari, în sensul că acestea deservesc peste 2000 de persoane care periodic trebuie să vină la aceste ghișee pentru a-și completa dosarele sau pentru a depune alte acte. În caz de accident de muncă sau îmbolnăvire profesională, Casa Județeană de Pensii Giurgiu plătește serviciile medicale de care beneficiază angajații. În acest an, la nivelul județului Giurgiu, au fost înregistrate 14 accidente de muncă, pentru acestea decontându-se prestații medicale în valoare de aproape 75.000 de lei. În cazul în care un angajat suferă un accident de muncă, Casa Județeană de Pensii preia cheltuielile legate de reabilitarea lui medicală. Pe de altă parte, în situația unui accident de muncă mortal, instituția plătește urmașilor o despăgubire în valoare de 4 salarii medii brute. În afara cheltuielilor pentru spitalizarea victimelor accidentelor de muncă, Casa de Pensii decontează și serviciile medicale pentru tratamentul bolilor profesionale. Sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii persoanele care desfășoară activitatea pe bază de contract individual de muncă, persoane care își desfășoară activitatea
în baza unui contract individual, funcțiile elective, șomerii, ucenicii, elevii și studenții. La nivelul Casei Județene de Pensii Giurgiu există un compartiment specializat care promovează și stimulează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale prin acordarea de consultanță cu privire la măsurile și mijloacele de prevenire a acestora. Acest lucru se poate realiza în baza unor solicitări transmise de către consilierii noștri unităților interesate pentru consultanță. Toate sumele decontate de Casa Județeană de Pensii Giurgiu pentru victimele accidentelor de muncă sunt prevăzute în bugetul instituției și provin din sumele colectate de la angajatori. Acest lucru arată cât de important este ca toți angajatorii să folosească numai forță de muncă angajată legal, să ofere condiții cu risc minim la locul de muncă și să-și plătească contribuția stabilită de lege. În timpul sezonului rece, persoanele singure și familiile cu venituri mici pot beneficia de ajutoare de stat pentru încălzirea locuinței. Anul trecut în municipiul Giurgiu au fost depuse peste 3500 de solicitări în acest sens. Pentru sezonul rece 2015-2016, solicitanții trebuie să se adreseze primăriilor până la mijlocul lunii viitoare. Ajutorul de căldură se acordă doar pentru principalul sistem de încălzire folosit la domiciliu pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale sau lemne, cărbun și combustibil petrolieri. Cuantumul ajutorului depinde în principal de veniturile obținute de solicitanți. Concret, pentru obținerea ajutorului pentru energie termică, venitul net mediu lunar pe membru de familie trebuie să fie de până la 786 de lei în cazul familiilor și 1082 de lei în cazul persoanei singure. În sezonul rece 2014-2015, în municipiul Giurgiu au fost depuse peste 3600 de astfel de solicitări, din care 3542 au fost aprobate. În sezonul rece 2014-2015 au fost depuse un număr de 3642 cereri pentru acordarea ajutoarelor de încălzire, aprobate fiind un număr de 3542, 83 de cereri au fost respinse, deoarece nu s-au încadrat în criteriile prevederilor Ordonanței de Urgență 70/2011, ceea care exclude de la plata ajutoarelor de încălzire persoanele care nu au declarat ba veniturile corect, ba au declarat un număr de persoane mai puțin decât cel real, și toate acestea au condus la excluderea de pe listele de ajutoare de încălzire. Tot în sezonul 2014-2015 au fost depuse și aprobate 455 de cereri pentru ajutor de încălzire cu gaze naturale, 390 pentru energie electrică și 922 pentru cărbun și lemne. Cel mai mic ajutor financiar acordat anul trecut în municipiu a fost de 50 de lei, iar cel mai mare de 1082 de lei. Ajutoarele pentru încălzirea locuinței sunt acordate pe baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere referitoare la componența familiei, veniturile acesteia și bunurile deținute. Ajutoarele sunt acordate anual în sezonul rece, adică în perioada de 5 luni, cuprinsă între 1 noiembrie și 31 martie. Pentru a primi ajutoare, solicitanții trebuie să se adreseze primăriilor până la data de 20 octombrie. Cunoscută ca Agatha Christie, celebra scriitoare de romane polițiste purta numele de Agatha Mary Clarissa. Regina romanelor polițiste s-a născut pe 15 septembrie 1890 și a scris cu mai puțin succes și romane de dragoste sub un pseudonim nu prea cunoscut de cititori. Cu opera sa polițistă însă, scriitoarea este considerată un important inovator al genului. Sub numele de Agatha Christie este cel mai bine cunoscută reputata scriitoare engleză, autoare de povestiri și romane polițiste sau chiar teatru de aceeași factură. Creatoarea de literatură polițistă a scris însă, fără a se bucura de succes, și romane de dragoste sub pseudonimul Mary Westmacott. Născută Miller pe 15 septembrie 1890, britanica Agatha Mary Clarissa sau Lady Mallowan, după cel de-al doilea soț, s-a dovedit însă un inovator al genului polițist.
Agatei, Christie este considerată de Guinness Book of Records ca una dintre cele mai bine vândute în lume, 2 miliarde de exemplare, și comparată din acest punct de vedere cu a lui Shakespeare. Ca amănunte, prolifica scriitoare a publicat 80 de romane și novele și 19 piese de teatru traduse în peste 70 de limbi. În totalitate, operele de factură polițistă ale celebrei scriitoare i-au adus supranume: Regina Crimelor sau Regina Romanelor Polițiste. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu se opresc aici. Urmează rubricile Sport și Meteo și emisiunile Punctul pe I și Între Da și Nu. Eu sunt Florentina Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine! După înfrângerea de pe teren propriu în fața pandurilor de la Târgu Jiu, atmosfera nu este una prea agreabilă în rândul jucătorilor de la Astra Giurgiu. Eșecul a venit în contextul în care salariile nu sunt plătite de mai mult timp, iar unii dintre membrii echipei se gândesc deja la un transfer. Alții sunt mai răbdători și speră ca drepturile salariale să fie achitate curând, așa cum s-a promis. Până acum avem câteva de salariu să fie plătit, dar n-a spus că când vor plăti câteva de zile, așteptăm. Cred că asta se întâmplă la toți club. Cred că e un lucru normal la muncă, când muncesc, nu? Dar așteptăm că clubul poate să rezolva și avem încredere în asta. Normal că e greu, că tu muncești în fiecare zi și ajungi la final de luni și trebuie să aveți bani. Și e foarte greu. Te-ai gândit și tu la un transfer la un moment dat? Da, normal că totul nu se gândește să pleci. Așteptăm să vină o casă, pot să plec. Gustul amar apărut după partida cu pandurii Târgu Jiu nu pare să persiste prea mult. Fotbaliștii de la Astra consideră că au toate șansele să facă un campionat cât se poate de bun. Avem pe Budescu să revine, Filipe, vine și Bubacar. Astăzi a avut doi jucători cu probleme stomacal. Așteptăm să iei să revine. Clar, cum să nu, avem un lot foarte bun. Putem să jucăm cu orice jucător pe poziție și avem garanția că putem să facem un campionat bun. Următorul meci al Astrei va avea loc sâmbătă 19 septembrie. Lotul condus de Șumudică se va deplasa la Cluj pentru a juca împotriva echipei CFR. Un proiect care își propune să dezvolte și să promoveze judo în mediul rural ar putea ajunge și în județul Giurgiu. Prin acest proiect, copiii din câteva localități ar putea primi un ajutor important pentru a practica acest sport. Este un proiect al Federației Române de Judo, în care se cere ca în mediul rural noi să acționăm tehnicienii și să găsim, să selecționăm o parte din copii pe care să-i aducem în bazele de sport ale noastre, aici mă refer la judo. Am făcut o acțiune la mâna Băneasa, chiar am ajutat cu primarul, am fost foarte bine primit, și la Ghimpați, unde am găsit tot așa ajutor. Judo ar putea avea succes în comunele din județul Giurgiu, spune antrenorul Gheorghe Grigore, apreciind că există o bază de selecție generoasă. Populația există, material uman, vorbesc de copii. Chestia e că sala de la Băneasa e la fel de bună, acolo ne trebuie saltele duse, pentru că în ideea mea, trebuie să venim în întâmpinarea copiilor, că nu putem să aducem pe copii de la Băneața sau la Ghimpați la Giurgiu. Și asta ar însemna ca noi să ne luăm 2 zile pe săptămână, 3 zile, în care să acționăm acolo un antrenament. Un astfel de proiect ar putea fi pus în practică doar cu multe eforturi din partea specialiștilor, dar chiar dacă ar dura 2-3 ani, el merită implementat. E bine cine reușește, că Federația a și spus cei care vor documenta că au un număr de 70 de copii la grupele, să zicem, într-o comună și 70 la cealaltă comună, adică să ajunge la 140-150 de copii, vor avea un set de saltele, asta înseamnă 100 de saltele și 50 de kimonouri. Dotare făcută de federație, dar ăsta e proiect care în 2-3 ani se poate urgenta și în care se poate finaliza. Judo la sat este un proiect propus de către Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo. Proiectul este conceput după un model implementat în Franța, unde a avut succes.
Miercuri în Giurgiu vremea se va menține ușor mai caldă pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, în timp ce minima în jurul valorii de 13 grade. În cea mai mare parte a țării, temperaturile vor ajunge chiar și la 34 de grade. Astfel, miercuri în județul Giurgiu se vor înregistra 26 de grade la Bolintin, Vale, Mihăilești, Ghimpați, Izvoarele, Hotarele și Comana și 27 de grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu 12 km pe oră din direcția est, iar presiunea atmosferică va indica 759 mm coloană de mercur. Umiditatea aerului va fi de 62%, iar cotele Dunării sunt în creștere cu 2-12 cm, cota probabilă minus 16 cm.